această dată suntem în Iași cu o surpriză frumoasă pentru Roxana, care astăzi este sărbătorită. Împlinește frumoasa vârstă de 14 ani, iar noi mergem să o surprindem și să urăm călduros la mulți ani. A la grec, cofetărie de încredere. Bună ziua! O căutăm pe Roxana. Ne primiți aici dumneavoastră? Nu, de ce? Vrem și noi la sărbătoare. La mulți ani îți spunem, Roxana. De acum ne cunoaștem foarte bine. Ne-am văzut de atâtea ori și am venit să te sărbătorim și pe tine. N-aveam cum să lipsim noi. Am să ți dau aici tortulețul și am să te întreb pe tine dacă cumva bănuiești cine ți-a făcut surpriza. Mama și cu bunica. Așa crezi tu? De tot. Și restul? Crezi că au făcut ele fârvoia ta? Da. Eu știam cumva face ceva, dar prea mult. Nu știu ce să zic. Ele oare să fie... Zic să te mai gândești un pic. Așa. Mama. Te spune aici. Iar acum să aflăm și din partea cui vine surpriza. Ești tu curioasă? Te-am ținut în suspans până acum. Scumpa noastră Roxanica, suntem alături de tine în această zi specială. Împlinești 14 ani, iar fiecare petală este un simbol al frumuseții. În această zi de sărbătoare vreau să-ți transmitem cele mai călduroase urări de la mulți ani și sănătate. Sperăm că fiecare an să-ți aducă multe realizări, mai multe momente de bucurie și împliniri. Îți dorim să ai mereu zâmbetul pe buze și să strălucești întotdeauna ca un trandafir în grădina vieții. Să știi că te iubesc din toată inima mea, te iubim din toată inima noastră și suntem bucuroși să-ți fim bunici. La mulți ani, draga noastră! Iar un alt mesaj spune așa: fica mea, te felicit cu ziua ta de naștere. În această zi minunată îți doresc să iubești cu pasiune și să fii întotdeauna iubită. Să nu fii trădată de prieteni și să rămâi la fel de inteligentă și luminată ca o mică rază de soare pentru noi. Cu drag din partea părinților. La mulți ani! Dar cred că nu faci schisele alea. Ai avut tu dreptate. Bunica și părinții te iubesc foarte mult. Bunicii și părinții, pentru că toți sunt alături de tine. Păi eu cred că toți mă iubesc. Așa este. Dacă ați venit la ziua mea. Așa este. Eu zic că... Ai vrea să le spui și tu ceva? Să le transmiți ceva? Că le mulțumesc, că nu trebuia, că eu nu vreau să mă aștept că e asta și că nu este alături atât. Că restul oricum, sunt inima mea, nu pot să le spun. Și mai ai și o medalie astăzi. Astăzi ai primit-o? Da. Deci laud-te cu ea un pic. Am avut 3 la fotbal, bronz, a fost ok. Da, a fost bine? De ziua ta a fost meciul, nu? Da. E și un cadou și ăsta. Da, e bun. E foarte bine. Iar acum să vedem și ce melodie au ales. Știi tu? Da, intuiești ceva? Hai să vedem. Bye.
fericire multă și succes mare tot ce aici.